Și mă gândeam la bătrâni. Fraților, suntem în nou an. Dar bătrânii noștri care au primit credința acum 30 de ani nu colindau. Cum colindăm noi? N-aveau pom de Crăciun în casă. Nu se făcea în adunare concerte de colindii. Și interesant lucru, că bătrânii tac. Tașem, nu? Să nu ne luăm pe spate și pe schinare. Să știți, fraților, Duhul Sfânt se coboară în om când e curat și îl conduce spre împărăției. Că Apostolul Ioan spunea, nu iubiți lumea și lucrurile din lume, fraților. Și nu știu cum să faci astăzi. Ne rugăm în alte limbi și umblăm în noaptea de Crăciun când toți oamenii sunt stare de ebraitate să colindăm pe la porți. Ăsta e Hristosul nostru? Nu! Hristosul nostru în zilele noastre care avem prilejul de a lua liber și ni s-o da liber, să ne îndeliniștim cu postul și cu rugăciunea, că și așa ni stă în față, nu-i ușor, nu-i ușor. Că Apostolul Pavel, când a intrat și a zis că toți cei ce vor căuta să trăiască cu evlavii vor fi cum? Prigoniți. Din cauza ce? Un proroc nu-i bine primit în patria lui. Că dacă vorbește adevărul într-o adunare, pentru o dată, pentru prima oară și a doua oară, ești dat la o parte. De cine? Bătrânii. Fraților, atenție mare, ca biserică.